Mami, faci chestii de avocată? Da, tocmai revizuiesc un caz. Despre ce e vorba? Ah, mersi că te preocupă, Oghi. O companie n-a declarat toate câștigurile din un an fiscal. Te rog, poți să înceteze. Mulțumesc. Ce e asta? Pe asta mi-am cheltuit alocația. Oh, păi nu-i chiar ziua mea, dar fie. Și se livrează acasă? Ai comandat ceva? Cum ai reușit asta? Ești cumva geniu și noi nu știm? Bună, Oghi! Mersi pentru lucruri! Bine, nu! Nu ești un geniu! Ești doar un băiețel vrăjit de... Uită-te la mine! Sunt Ava Morgenstern! Da! Te plac din ce în ce mai mult! Oghi mi-a cumpărat toate astea! Ție ce ți-a cumpărat? Oghi nu trebuie să-mi cumpere iubirea cu bijuterii false! Ai spus că sunt adevărate! Bine! Bine! Știi ce vom face? Știi ce vom face acum? Ne vom juca de-a v-ați ascunselea, da? Exact! Bine, Oghi, tu du-te și numără în camera cealaltă. Dar nu trebuie să se pitească. Ne jucăm într-un mod nou. Sunt sigur că amândoi vom... Mod nou! Femeile! Te-am citit eu. Aici nu-i vorba despre noi, Topanga. Ce ai spus? Oghi vrea să-i mărește alocația. Stai să-ți zic ceva, dulceață mică ce ești. O să-ți arăt cel mai bun loc să te ascunzi unde nu te va găsi niciodată. Unde? Acasă la tine. Dar... Cine nu-i gata eu cu lopata? Mami, unde e Ava? E pe aproape? Nu. Oghi? Da? I-ai cumpărat Avei lucruri care sclipesc? Fiindcă o iubesc. Unde este? Ascultă, Oghi, sclipicios nu înseamnă neapărat bun. Dar înseamnă scump. Nu ți-a mai rămas niciun ban? Nu, acum cine mă va mai iubi? Ascultă, oamenii nu știu întotdeauna ce e bine pentru ei. Te rog să știi ce e bine pentru tine, Oghi. Ce bine este! Iar ai dat afară, nu-i așa? Mi-am dedicat întreaga viață acelei companii. Ce s-a întâmplat? Nu-s bună nici de o slujbă falsă. O, nu! Toate temerile mele s-au adeverit. O să ajung aici. Nu o lua razna. Acum ia-o razna. Da, cutia rușinii. Ce ai pățit? Proiect școlar, afacere fictivă. M-au concediat. Nu e așa rău. Și eu am fost concediată la viața mea. Poate, dar nu dintr-o slujbă fictivă. I-ai putea spune și așa. Acum vin aici și privesc oamenii care își dedică viața slujbelor fictive. Păi, am zburat. O întâlnire. Cu veverițele. Da. Mersi. Am rămas doar noi. Doar noi pe o bancă. Fără slujbă, fără viitor, fără un leu. Fiindcă i-l-am dat ei. Ce o să mă fac cu gustare de după amiază? Am biță și un pantof. Ce mărime? Uriașă. Ce zi oribilă.